Salut prieteni! Astăzi este ultima zi în care am acest Jeep Wrangler și în drum spre Jeep înapoi vreau să vorbim un pic despre cum e să conduci un vehicul care este făcut pentru off-road în București. Hai să-i dăm drumul. În primul rând, mașina pare foarte lată, dar nu este atât de lată pe cât pare. În primul rând, motorul, dar și cutia sunt special făcute pentru off-road și se vede că mașina poate să tragă destul de mult și pe niște pante destul de abrupte. Nu este atât de sprintenă mașina ca una normală, dar nici nu duce lipsă de putere dacă te înfigi în ea. Nu este o mașină confortabilă în care să te plimbi prin oraș. Deși volanul este ușor, cutia automată își face treaba foarte bine, e destul de gălăgioasă mașina, sare destul de mult pe drum, suspensia nu este una de drum. Din câte am înțeles, modelul care va apărea acum, 2018-2019, este mult mai bun pe drum, iar pe off-road este la fel de bun, dacă nu chiar mai bun ca ăsta. Faza mișto la mașina asta este că poți să mergi cu ea oriunde, deci dacă aș vrea să urc aici în stânga, pe bordura asta înaltă, încet, încet pot să urc. Are o gardă la sol foarte mare. Dacă stai în afara Bucureștiului și ai de ajuns acasă pe niște coclauri de ăștia foarte problematici pentru o mașină mică, cu asta e ca și când ai merge pe autostradă, deci nu are niciun fel de problemă, niciun fel de tresărire. Plus că partea foarte mișto este, pe care n-am apucat să o experimentez în zilele astea în care am avut mașina, este că mașina se poate desface aproape toată. Poți să dai ușile jos, atât așa din față cât și ăla din spate, poți să dai plafonul aici în față, dar și ăla din spate, poți să împăturești parbrizul așa să-l pui jos pe capotă, o poți face o mașină foarte interesantă, numai că în momentul în care începe ploaia, nu prea ai ce să faci decât să găsești adăpost, pentru că nu e ca o trapă electrică să o poți trage înapoi, sau nu e ca o mașină decapotabilă să poți să o faci înapoi întreagă imediat, în câteva secunde. Trebuie să te oprești undeva, trebuie să te oprești acolo unde ți-ai lăsat ușile, unde ai lăsat plafonul, unde ai lăsat părțile astea din plafon, de sus, din față. Pentru cineva care stă la oraș, e foarte complicat să testezi o astfel de mașină la adevărata ei capabilitate. Am comparat Jeep-ul ăsta cu Range, le-am pus una lângă alta și diferența de gardă la sol este undeva la, cred că, 15 cm, ceva de genul ăsta, e 10-15 cm, foarte mare diferența de gardă la sol. Chiar dacă Range-ul poți ridica, pentru că are suspensie pe aer, îl poți ridica în modul de off-road, tot nu are atâta gardă la sol cât are acest Wrangler. Plus că e foarte scurt, nu iese foarte mult în afara roților și atunci poți urca și poți coborî pante mult mai abrupte decât poți cu o mașină normală. Și am dat de trafic, după cum puteți vedea. Deși, după cum v-am spus mai devreme, este o mașină de off-road, are toate opțiunile pe care ți le-ai putea dori să fii confortabil în mașină. Climă automată, scaune încălzite, taximetriști care se bagă aiurea, tot ce-ți poți dori în București. Cruise control, comenzi pe volan, navigație, cutie automată, senzor de presiune în pneuri, oglinzi încălzite și electrice, cotieră, tot ce vrei. Și dacă ai și plafonul ăsta din față dat jos, e absolut senzațional. Dacă tot duc mașina înapoi, m-am gândit să o și desfac un pic, să vedeți cum e și desfăcută. Nu știu cât de bine se vede pe camera asta, dar am încercat să găsesc două unghiuri ca să mă puteți vedea și pe mine și în față. Este mașina cu cea mai mare trapă cu care am mers eu vreodată. E foarte tare. Afară, deși este jumatea lui octombrie, este super cald. E excelent. Și chiar dacă nu e foarte cald afară, poți să-ți dai căldură aici, scaunul încălzit, și contracarează foarte bine vântul care vine pe sus, care nu e foarte mult. E mai puțin decât ai crede. Atât că nu poți să mergi pe autostradă, că o să-ți facă capul, uite așa. Dar prin oraș, mai ales prin București, unde mai mult se stă, it's all good. I cry.